prea mic sau prea mare pentru îmbrățișare. De Bonnie Grubman și Susan Dideran. Știai că o buburuză este destul de mică să poată ateriza pe ramura unui copac? O girafă nu este. Dar o girafă este destul de mare ca să poată ajunge la vârful unui copac fără să-și întindă gâtul. O pisicuță este destul de mică să poată dormi printre flori. Un struț nu este, dar un struț este destul de mare ca să-și poată adăposti puii sub aripi. Știai că un șoricel este destul de mic ca să se poată ascunde aproape în orice loc? Un elan nu este. Dar un elan este destul de mare ca să se poată zbengui într-un morman mare de săpadă. Un peștișor auriu este destul de mic ca să se poată strecura printre alge. Un delfin nu este, dar un delfin este destul de mare ca să poți nota cu el. Știai că un arici este destul de mic ca să se poată plimba pe spatele unui prieten? O țestoasă uriașă nu este, dar o țestoasă uriașă este destul de mare ca să poată fi confundată cu un bolovan. O broscuță este destul de mică să poată sta așezată pe o frunză de nufăr. Un hipopotam nu este, dar un hipopotam este destul de mare ca să poată alunga chiar și un crocodil. Știai că un pui de iepuraș este destul de mic ca să se poată adăposti de ploaie sub un pui de elefant? O mămică elefant nu este, dar o mămică elefant este destul de mare ca să poată să-și adăpostească puiul. O furnică este destul de mică să se poată urca pe un fir de iarbă. Un castor nu este dar un castor este destul de mare ca să poată să ducă un buștean. Știai că, indiferent cât ești de mic sau cât ești de mare, ai întotdeauna mărimea potrivită pentru o îmbrățișare?